Țările membre ale Uniunii Europene nu i-au oferit Republicii Moldova garanții în cazul în care în țara noastră s-ar începe un război. Cel puțin asta putem deduce din răspunsul președintelui Maia Sandu la o întrebare adresată în cadrul unei emisiuni televizate. În același timp, șefa statului spune că Armata Națională urmează să fie dotată din donații de la partenerii externi. Președintele Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este în siguranță și că nu există premise care ar indica asupra extinderii războiului din Ucraina în țara noastră. Suntem în siguranță în continuare, cel puțin pentru o vreme, pentru că într-adevăr nu știm ce să se întâmple peste jumătate de an, peste mai multe luni. Dar pentru moment suntem în siguranță și aș vrea să fim conștienți de asta. Totuși, în condiții de pericol regional, țara nu are garanții că va fi apărată de alte state, recunoaște președintele Sandu. Ucraina are problemele sale și ea trebuie ajutată cu România. Am discutat cu toate țările membre UE ce se întâmplă dacă Republica Moldova ajunge în această situație. Nu am primit niciun răspuns, dar cu siguranță oamenii se gândesc. Cel puțin i-am pus în situația în care să se gândească. Mai mult, Republica Moldova nu are nicio armată bine dotată. Din aceste considerente, autoritățile vor accepta donații din partea comunității europene sau a unor țări în parte. Trebuie să îmbunătățim capacitatea armatei noastre, deci cu anumite mijloace de care au nevoie, nu cu lucruri de care nu au nevoie. Și avem anumite, deci am primit din partea Uniunii Europene prin această inițiativă pentru pace, am primit anumite ajutoare, e adevărat, arme neletale. Acum o să discutăm cu Ministerul Apărării să vedem care sunt necesitățile de bază pe care bugetul nu le-a asigurat până acum și nici acum nu le prea poate asigura pentru că suntem într-o situație economică dificilă și avem tare multe necesități de acoperit. Și o să vedem dacă sunt anumite lucruri pe care putem să le primim, nu știu, de la Uniunea Europeană sau de la o anumită țară. Să le cumpărăm sau să le primim în formă de ajutor. De altă parte, Maia Sandu spune că Republica Moldova continuă să aștepte ajutoarele financiare promise de către partenerii Uniunii Europene. Potrivit șefei statului, deocamdată în bugetul țării au intrat doar niște sume neesențiale. Suport direct bugetului au fost până acum sume foarte mici. Acum se așteaptă în luna iunie prima tranșă din asistență macrofinanciară a Uniunii Europene. Se așteaptă din cei 150 de milioane? Da, 150 de milioane. Mai este sprijinul bugetar din partea Uniunii Europene de 53 de milioane de euro, dacă nu greșesc. După care au fost discutate câteva credite, deci un credit polonez de 20 de milioane care încă nu a venit și, din câte înțeleg, va fi un sprijin, sper că e confirmat, sub formă de donație din partea Germaniei de 40 de milioane. Deci, aștia sunt banii care vor veni la buget. Restul sunt bani care vor merge în proiecte deja existente, implementate, de exemplu, de Statele Unite, are propriile mecanisme prin care susține un domeniu sau altul. Sume importante încă nu au venit. Ele au fost promise, acum va veni prima tranșă în iunie, din câte am înțeles, din asistența macrofinanciară. Au venit banii de la Fondul Monetar, dar ei au destinație specială, merg la Banca Națională. Da, la Banca Națională. Maia Sandu a recunoscut că nu au ajuns în țara noastră nici cele 660 de milioane de euro promise de partenerii Uniunii Europene în cadrul Platformei pentru Republica Moldova, care a avut loc la Berlin.